Cele mai frumoase păsări de rasă vor putea fi admirate în cadrul unei expoziții ce va avea loc în Breaza. Evenimentul deja a devenit tradiție, aflându-se la 29-a ediție. La fel ca în anii precedenți, locația este sala de sport a liceului Aurel Vlaicu. Rasele mixte vor fi cele mai multe. Una dintre cele mai frumoase rase este rasele grele, rasa Brahma, diferite varietăți de culoare, argintie cu benzi, poternichiu, herminat deschis, Brahma Columbia. Anul acesta la expoziție vor participa 20 de crescători de păsări de rasă, iar cea mai frumoasă înaripată va primi și un premiu. Vor fi arbitrate de către arbitri și cea mai frumoasă pasăre la rasa respectivă va fi numită campion. Este o muncă destul de grea, crește o pasăre de rasă, dar frumoasă. Asta o spun oamenii care fac acest lucru de aproape 30 de ani. Necesită niște reglementări mai delicate, mai stricte așa, în sensul că în anumite perioade trebuie separate ca să nu intervină altă rasă în procesul de ecloziune și păsările care au penaj, de exemplu, care sunt bracmele și pasărea care e încălțată, trebuie să aibă un așternut de paie sau de talaș obligatoriu. Cu astfel de informații și cu naripate deosebit de frumoase, crescătorii îi așteaptă pe vizitatori la expoziție. Aceasta va avea loc în perioada 16-18 februarie. Intrarea este contra cost, prețul unui bilet fiind de 4 lei, iar elevii au accesul gratuit.